Ok, poate eu nu pricep a citi bugetul. Eu pricep a citi licitații. Și iată, când vrem să citim licitații, socialismul cel de la Stockholm se transformă în URSS. Firma mamei, firma tatii, firma prietenă, firma soră, firma frate, firma soacră. Exact așa e, nu e, tonetele în fond de un business mic. Reporterii noștri au scris despre business-uri mari, grele, despre bănci și ei râdeau că hai că am pierdut atâtea zile și niște bani ca să deschidem informația despre niște gherete, dar reparația drumurilor e o chestie costisitoare. Și firma Delta, care a reparat un bulevard și a întârziat cu lucrările și nu au făcut lucrurile la timp și nici cel mai calitativ, câștigă și următoarele licitații la reparația drumurilor. Și eu vreau să o felicit, că ea o duce bine, dar nu pot felicita chișinăuienii și pe mine și familia mea și pe toți prietenii mei, pentru că străzile din Chișinău parcă sunt în delta Dunării, uneori când plouă. Exact așa și cu alte licitații. Deci informația despre licitații este ascunsă și primăria nu este foarte deschisă, dar nici Consiliul Municipal nu l-am auzit să solicite sau să ofere reporterilor informații deschise, pentru că există încrengături, legături, interese între majoritatea consilierilor, care chiar dacă se dau bravi în discurs public, atunci când se împart terenurile, îmi pare că există o participare. Poate încă nu am demonstrat tot ce am zis, dar urmează și nu ne lăsăm.